da? Toți părinții copiilor din grupa ta mi se plâng că ești foarte, foarte energic. Știu că ai foarte multă energie, dar te rog, nu mă enerva. Chiar nu poți? Ieși afară, fă altceva. Pentru că este probabil. Stau prea mult în fața calculatorului și mai sedentar. Și tu te înțeleg, tu ai foarte multă energie, te-am și antrenat, dar ajută și pe el. Mama mea, ia-i de mână, mai du-i afară la o plimbare. Dar nu-i lăsa chiar acolo, că vezi, acolo stau și așa zic, nu știu, am văzut. Sau, mă nu pot să știi mai bine, știi? Așa că... am toată încrederea în tine că ești foarte bun. Ești foarte bun, te rog, ia, ajută-i. Scoate-i la lumină. Știi ce am zis? Ești foarte bun. Și dacă tu faci la foarte bun și văd la tine că ești un exemplu de, atunci o să te urmeze. Că nu trebuie să zici, bă, fa. Că și eu am încercat cu foarte mulți. Am și eu în echipă foarte mulți oameni pe care îi conduc și, bă, fa aia. Da, șef, da. Și da, înseamnă nu. Ai înțeles, nu? Nu, deci, faci tu și o să-ți urmeze exemplu. Mulțumesc!